Salutare prieteni și fani! Din nou în Crerii Munților, la stâna lui Claudiu de la Hârtiești. Sunt aici cu o echipă bună, Daniel Chițulescu, cu domnul Dan Băluță, o să vi-l arăt. Acum mă filmează prietenul meu de suflet și al lui Daniel. Cu Claudiu, cu stâna. Cum mai e Claudiu la stână? Cum mai e viața la stână? Cum să fie, domne? Tot ca de obicei. Deci ca de obicei, nu? E greu viața la stână? Muncă sau? Muncă, nu mai vorbim. Domnul Dan, cum vi se pare la stână? Foarte frumos, foarte frumos. Ne bucurăm că ne-a primit Claudiu. Ne-a primit Claudiu. Disponibilitatea. Ne face niște preparate deosebite. Da. Claudiu, brânză bună de... Brânză de burduf, urdă, telemea, pastramă, ce dorești. De toate. Un număr de telefon? 0752 683 902. Fără chimicale, fără nimic. Fără nimic, totul bio. Uitați aici. De munte, deci totul de munte. Câinii, pășune verde. Mămăliga. Merge mămăliga? Acum o face baciu. Ia, baciu cu mămăliga aia. Și merge mămăliguța? Și aici faceți mâncare, nu? Nu aragaz, nu nimic. Nu, aici la... Fără aragaz. Aici avem pastramă de oaie. Pastramă, da, de berbecuți. De berbecuți. Cu unt și... Cu unt. Cu unt de oaie. Vin. Vai. E extraordinar de frumos. Caș. Aha. Mămăligă vârtoasă, nu moale. Nu? Ca să putem să facem bulz. Bulz. Să meargă cu pastramă. Da. Oile sunt plecate acum. Oile sunt plecate, o să vină și oile. O să vină. Mai e un om cu ele. Vai. Uite mă, asta e viața. De aici a plecat omul. Nu? Da. Care vreți să veniți, sunteți bineveniți la stâna lui Claudiu de la Hârtiești să cumpărați brânză, pastramă. Tot ce vreți. Și cu Titi Pătrașcu. Urdă. Și cu? Titi Pătrașcu. Cu Titi, baciu Titi Pătrașcu. Așa. Ursul mai vine, lupul? Vine mereu. Vine, nu? Da. Vine, pleacă. A? Deci un lucru. Ce să facă, mă? Foarte frumos. Se trăiește în armonie. Da. Mămăliga e gata, baciu ne pune mămăliga. Cum e baciule? Foarte bună. Oh. Foarte bună. Ia uitați fraților aici. Artă și precizie. Cum facem, mă, frățiorii noștri, mă? A, uite aici, Dumnezeu. Dumnezeu. Tuciu cu pastramă, uite la aici. Tuciu cu pastramă de la Claudiu aici e pregătit. Și acum să ne pregătim de treabă. Ce să mai? O dăm la deal la vale. A, uitați frații mei aici. Treaba cum merge. O să mi-o aradea de baciul ăla că pun ea. Uite, Dumnezeu. Baci. Na, mă, fraților. Da, mă, ca să vedeți și cum e viața la stână, la ciobani, a? Ce e mai bun, uite, Jean. Ce e mai bun? Da. Nu chimicale, nu pui de gostat, nu nimic. Foarte bună. Foarte bună, uitați-mă, frate. Foarte bună. Ca să vedeți, Sergiu STB, peste tot e prezent, fără pauză, fără limită, fără tot. Da. Peste toate drăciile. La mine să găsesc, toate eu le fac pe toate. Și cea mai frumoasă muzică, clar, curat. Da, ia uite, aia nu se mai vorbește. Ia uite aici, pastramă, cum era, cum făceau bătrânii noștri, nu? Da. Aici avem și câini, ia uitați. Ciobănesc negru corb. Corb de 6 luni, femelă. De 6 luni, femelă. Face serviciu? Cum să nu? Ce deci care... corbul? Corbul. Deci cel mai bun câine, a? Da. Care vreți câini de la stână? Avem și pui. O să fie și pui, stă de pază, fraților, nu mișcă nimic. Nu mișcă nimic aici la stână. Căruța cu calul vine. Ei stă de pază zi și noapte, nu dorm. A, uitați. Cum e Claudiu la stână, în munți? Muncești? Cum să nu, domnule? Fără muncă nu se poate nimic. Fără muncă nu se poate, nu? Da. Fără muncă, mai ales acum cât e perioada de... Da? Brânză, de bună, de sănătoasă. Dacă o facem bună, e bună. Dacă nu... Da? A, uitați, fraților, negru corb. Hos! Cum apără stâna. Frumoși. Și? 7 litri de lapte pentru când de formă că... Deci zici, Claudiu, că e...
E de muncă, nu? E de muncă, oamenii nu prea să mai găsesc, dar nu, avem echipă bună anul ăsta. Echipă bună anul ăsta. Da. Baci, ia uite-l cum se duce. Rachet. Băiatul cu oile bun. Da, uite. Ce să facem? A simțit urs, lup, ceva. Ia-l. Dăm înainte. Iau și pe alții de acolo aia de... Da, mai e un vale și restul sunt cu oile. Și ce faci, Claudiu, aici? Faci, pregătești brânză de oaie, burduf, nu? Da, facem. Acum am făcut o perioadă telemea. Telemea. Acum facem ficaj de brânză, că avem comenzi și de brânză de burduf. Da? Burdă, dulce, sărată. Pastrama la comenzi. Bună. Facem câte comenzi avem, atâta facem. Da. Și zici că e și muncă, dar e și frumos, satisfacție. E și muncă, dacă îți place, dacă nu-ți place... Dacă nu-ți place. Și aici numai natură, nu mașini, nu nimic, nu gălăgie. Nu te deranjează nimeni, doar câte un lup, câte un urs. Atât. Dacă are poftă de ceva, dacă nu... Dacă nu. Și sar câinii dacă vine lupul, dacă vine ursul? Dacă nu le-a câini în primire, că dacă le-a câini în primire, se duce... Deci le-a câini în primire, nu? Nu am avut, n-am avut, anul ăsta n-am avut nicio problemă. N-ai avut problemă. N-am avut. Și anul trecut a venit, n-am avut. Ne-am ursecat odată, nu l-am avut. Ia uite. E rău să nu avem. E rău, da. Ăștia veghează câinii, da, mulțumit. Sunt câinii mari cu oile. Cu oile, trebuie să vină și oile. Da. Trebuie să vină și oile, să le băgăm la mulți. Bun. Așa. Uitați pastrama. Amestec aici. Pastrama este gata. Mămăliga este gata. Mămăliga este gata, numai să... Baci umestecă în ea. Uite tata aici. Na mă, fraților, na mă, să pomeniți. Veniți aici că mi-a venit apă în gură, deci vă rog să mă credeți. Veniți, bă, fraților, la Claudiu să mâncați, să trăiți. Cât, sărată, telemea, cât 100 de ani, ce vreți voi, veniți aici. Domnul, dar noroc, sănătate. Sănătate, să trăiți. Sănătate la toată lumea. Sănătate, să trăiți. Vreau să întreb și eu, Baciu, cum e viața la munte? Cum e în munte, Baciu? Ai fost la munte? Cât ai fost în munți? 33 de veri. 33 de veri. 33 de veri. Și... Ce face un cioban în munte, Baciule? Așa, ca idee. Eu ca idee, eu băgam brânză în toate zilele aproape. În toate zilele băgam brânză. Că n-avea cine, n-aveai cu cine, n-aveai. Trebuia să bag brânză în continuu. Așa, Baciule? Și trebuia să stau să mă văd și eu. Da. Așa. Trebuia să bag brânză în toate zilele. Da. Trebuia să, că era 3000 de oi, era 100 de vaci. Da. Și câți ciobani? 17. 17 ciobani. Câini aveți? Că aveam câini ca lumea, 25 de câini. 25 de câini? Da. Era urși și venea dreacu în toate zilele. Deci urși și chiar în munte, nu cu... Nu, doamne, munți, bre. În munți. În munți, cum? Și... Am stat 33 de veri, că mi-a plăcut mie de drag. 33 de veri de drag? Ia, vino mai încă, Claudiu. Să... Deci de drag asta, 33 de veri. Eu am stat 33 de veri de drag. Adică 33 de ani, cum ar veni. 33 de veri, de plăcere. De plăcere? Da. Și am băgat la brânză tone întregi. Tone. Și da. Ce face ciobanul munții? Ce să facă, domne? Unii se ducea cu oile. Așa. Unii se ducea cu vacile. Da. Și eu trebuia să facem, să băgăm brânza. Da. Ei, alții făceau urda. Da. Ăștia așa și așa mai departe. Așa. Trebuia să facem... Aveați măgari? Aveam și măgari, un cârd. Un cârd? Da, îi ducea de vale să care sare bolovan, să care mălaiu, să care... Deci vestea. Măgarul duce greutăți mari, nu? Duce greutăți, pe cum? Da, și era, am stat 33 de veri de plăcere, de drag. Și cum, unde dorm ciobanii? 33 la munte și mai are 4 cu mine aici. 4 veri aici? Da, 4 și cu mine. Cum stă ciobanul? Păi unde dorme? El dorme în satelit, în ăstea, cum le zice noi, satelit. În boșcă. Așa? În boșcă și el lăsa să ducea cu ele. Da, noaptea dorme în boșcă, cum să ducă, na? Sigur că da. Hai cu arăgă mine, Claudiule. Da. Și așa zici, deci, da. Așa zici, deci nu e, deci, munții... Era, trebuia să băgăm brânză de buduf. Da. Brânză trebuia să se facă în continuu și noi trebuia să băgăm într-una și într-una. Dă-i mai aproape ca să zicem. În toate zilele trebuia brânză băgată. Deci în toate zilele. Păi dacă era atâtea vite, era... Le băgăm noi aici. Așa. Era două cârduri de mânzări. Ce sunt alea? Două cârduri de mânzări de oi, de mulți. De mulți? Da, și 100 câte de oi? Vaci, 100 de vaci cu lapte. În fiecare zi mulgeați 100 de vaci? Da. Și câte oi mulgeați pe zi? 1500. De oi? Da. Două cârduri. Două cârduri. Mai erau și sterpe între ele, da? Păi nu alea, alea era la vârf, la nioare. Le alegeam, nu era la noi la stâna. Da? Păi cum? Era trăinit toate.
3000. Da, 3000, cum a zis prima dată, da. 1500 și 1500. 1500 pe lapte, cum ar veni. Da. Să mulgi 1500 de oi zilnic. Două cărduri, 17 am fost. Da, mulgeam la 4, între 6, depinde. Da, mulgeam câte 6 inci la ușă și de prânz, le mulgeam de 3 ori atunci. Aha. Deci muncă avem, la stână, la stână avem, nu e distracție, nu tai să... Avem noi aici acum 300 de mânzările. Era muncă ca lumea, era așa, nu așa... Am înțeles. Era de... trebuia să... și era mult de muncă, na. Și ursul când venea, lupul când venea... Venea unde... mereu, în toate zilele, venea și ursul și lupul, trecea pe lângă ei ca pe cale ferată. De unde? A, deci îi vedeați mereu, nu? Ha, păi ce treaba avea, le păcea Florin, păcea Florin Piersi film cu ei. Da? Da, ei, păi era acolea. Da, mă, frate, să vedeți ce rezistență poate să aibă un cioban să stea numai în munți. Și nu coborai, să stai toată vara numai în munte sau coborai? Nu, la o săptămână, două, plecam acasă la două săptămâni. Plecai la două săptămâni și veneam până acasă, că veneam la fund și pe am luceam înapoi. Înapoi? Da, păi rămânea ei la alții acolo. Să mai rânduia între ei. Să rânduia? Da. Da, că nu putea să stea toată vara. Stăteam cu socrul meu acolo și mai stătea și eu la păi. Ce să facă, n-a? Și băgam la brânză în continuu, aia era treaba. Aia era treaba. Și cobora și să vindea brânza, nu? Din munte. A, băi, cum? Să vindea, să te dea la oameni, pe da, animale. Da, la oameni, la dăștia. Aveau și animale strânze. Duceam și la, duceam 6 tone, trebuia să o ducem la aici. Am înțeles, deci tone de brânză făceai să fabrică. Păi tone, băi, cum adică? De care era de muncă. De muncă. Și munții sunt plini de cârduri de oi, deci... De, nu mai, nu știu dacă mai fie acum. Nu mai și deși... Acum s-au mai retras, mai da. Cum suntem noi nu aici. Mai, nu știu dacă Dobruce, n-am mai fost de vreo... Cum? S-au mai dus în Dobrogea. S-au mai dus, da. Da. Mulți da. Au plecat, mai ales sibienii, au plecat da. În Dobrogea. Mulți vreau mai mult că n-au cu cine, lasă-mi ei să sugă. Da. Da? Da. Și aici în sat mai era un băiat care făcea și acum lasă-mi ei era, să sugă. Era mult de muncă, mult de muncă. Și în partea Ardealului. Deci, cei care stați la oraș, fanii mei... Și eu mi-e drag să vin la stână, să văd, să admir, să fac un videoclip, să vedeți dumneavoastră. Da, da, da. Dar e greu, fraților, e greu. La stână, e greu, e jale, nu e... Așa, noi ne, noi ne delectăm, ne e drag, facem comedii, dar la ciobani... Mie mi-ar fi plăcut să... Să cânti acolo la orgă, ca să mai ieși în oraș. Să veniți, să veniți să luați brânză, da. Ce n-ați mâncat aici de la Claudiu da, Duicu. Da. Claudiu, mai dai o dată numărul tău? Da. Cum să nu? 0752 da, da. 683 902 0752 683 902 da. Claudiu Duicu, îl găsiți și pe Facebook. Luați legătura, fraților. Cu Titi Pătrașcu. Și cu Titi Pătrașcu, Baciu. Baciu. Care face brânză. Care face brânză. Deci asta e viața da. Cu oile. Deci nu am e... Anul trecut am avut un da. Baci, anul ăsta... Nu e glumea, uite pe domnul Dan aici. Sunt foarte, foarte mulțumit de el. Da. Deci mulțumiți. Da. Mulțumim, sunteți neamuri, sunteți rude? Suntem și rude, suntem și prieteni. Și prieteni, da. Deci, da. Deci omenia la... Are patru veri cu mine. Patru da. Veri. Deci, doar asta vară n-a fost. Da. Da. Omenia la... Omenia la aici e altfel față de orașe. Problema de omenie. Da. Nu se pune. Da. Da. Pe omenia, dar fără omenie nu... Nu faci nimic. Faci nimic. Nu faci nimic. Sergiu vine și mai face câte o filmare aici la voi, că îmi place tare mult și mă simt tare bine. Acum facem și o cântare cu Daniel Chițulescu, cu băieții noștri. Foarte bine, domne. Da? Cum să cânta acum 100 de ani. Ia, domnul Dan. Ia uite și pe domnul Dan. Domnul Dan acum a venit din America, a aterizat de la stână. Vă salut cu respect, multă sănătate la toți urmăritorii STB. STB, fanul nostru, prietenul nostru de suflet. Number one, the first. Hai că băieții noștri încep să apară frumos. Bine ați venit sănătoși. Daniel Chițulescu, Forța României. Cum e, mă, Dane, la stână, mă, cu Baciu, mă? Ne-a povestit cum e la munte, mă, Daniele, mă. 33 de veri. Nu știe el cum e la zârnă. La zârnă. Cât târnă. Cât târnă. Hai să dăm drumul la dracu. Am făcut o mămăligă mare, vârtoasă. Avem mămăligă făcută vârtoasă, bună, rău de tot. Mămăligă, mămăligă, mămăligă. Ce la stână, mămăligă, nu? Îți zici mămălai? Mămălai, da, mămăligă, hai, hai. Auzi, la stână, uite, ziceai să nu vii, ia uite. Da, mă, frate, de ce să nu veni la stână? Ia uite aici acum e. Mămăligă, brânză. Claudiu top. Claudiu e top. Topul de pe lume. Vine, rete. Cu gheața în el. Așa. Focul. Stâna, târla de oi. Păi ce ne mai trebuie? Cum e, Baciule? Da. Cum să fie? Ca pe mână, cu trei muchii. Câți ani are calul ăsta? 8.
Are putere, trage? Are tracțiune puternică. Dacă e un cal, putere. Integrală. E. Hrănii rugește pielea pe el, nu se vede coasele pe ei. No. E calul cal și ne dune. Unde este? E beton. E beton armat, asta le are cu toate. Ai și cu minte. A? Le are cu toate, dar e cu minte. Ții la ei, ții la ei. A? Te îngrijești? Toată viața mi-a plăcut. Da? Domnul Dan, să-ți fac o poză. Toată viața mi-a plăcut de ei. Că vrea să-l vândă, nu de alta, știi? Nu. Na. Frumos. Cum e Claudiu asta? Cum să fie? Ia uite-o. Mamă, ia întoarce-o puțin așa. Da, întoarce-o partea asta. Ia uite-i mă, fraților. Ia uite și tu cât de frumos sunt. Uite așa. Ce cai frumoși. Dă-i bă, să vadă. Bă, ce frumos. Trebuie să vadă așa din spate, frumos. Șanțuri. E de așa. Șanțuri pe ei. Ia uite. Asta șanț. A tras frâna de mână. Frumos. Ia. Băi, fraților, asta e ceva natural. Ne scuzați. A tras frâna de mână. Ce am făcut, Daniele? A tras frâna de mână, fraților. Nu mai... E automat. E automat. Asta-i. A dus iapa mă lângă el. Uite-mă pe șeful băluță aici cu... A dus iapa lângă el. Murgu-i bun, dar să-i cizme în gârlă. Da. Da. Hai că poate te coafează. Hai că te coafează. Nu. Câți ani au Claudiu? Calul cel mai inteligent. Da. A mea are 8 și alu Titi 6. 6. Da. Tava vine. Și acum să începe o căirare. Să începe o căirare de Andrei. Nu? Nu? Poate să urce pe el. Gata. Hai că trage Dani ceva ce. Trage frâna de mână, fraților. E automat. Cum se mișcă în pantă, uite. Ai fost tare cu frâna. Trage frâna de mână, uite. Uite acum de spate tot. Da. Au ce frumos. E ceva frumos pentru fanii STB. Ne urmăriți cu drag. Ia uite. Viață legată în față. Da?
este. Dragi, să ne urmăriți. Nu te poate să fie cât de multe. Oile cu lână lungă, doamna care dă în strungă. Doamna care și măi, Daniel, mă, doamna. Oile cu lână, nu te poate să fie cât de multe. Oile cu lână lungă, doamna care dă în strungă. Păi să trăiască oacheșa, să trăiască și vâna, păi și cine-i poartă bota. Păi să trăiască oacheșa, să trăiască și vâna, dar și ciobanile. Vino puțin mai aproape de noi. Deci pentru toți fanii noștri, distribuiți conținutul nostru în toată lumea să vadă ce facem noi, Daniel. Un cuvânt pentru fanii. Să vii să faci aici un cuvânt pentru fani. Cum e, Daniel? Vorba cuiva, topul e pe lume. Ia, ia. Vine ploaia mocănească, amui vai de pielea noastră. Ia. Da, cu saxul o cânta. Asta-i, tată. Vine ploaia mocănească, amui vai de pielea noastră. Băi, dar cu toții vom cânta, să trăiască oacheșa, mă. Păi să trăiască oacheșa, să trăiască și bărba, și cine poartă lumea. Păi să trăiască oacheșa, să trăiască și bărba, și ciobanile. Ia zi, baciule, cum dai gură la munte? Hai, moșu! Așa, sănătoși, mă, ciobanii! Moșu! Sănătoși, ciobanii! Iar adormim în cojoc și cu foc și fără foc, măi! Dar niciunul n-am înghețat, că ni dragă oacheșa, măi! Iar adormim în cojoc și cu foc și fără foc, măi! Dar niciunul nu m-a înghețat, că ne dragă oacheșa, măi! Păi să trăiască oacheșa, să trăiască și bola, și cine-i poartă bota! Păi să trăiască oacheșa, să trăiască și bola, ta și ciobanii. Daniel, un cuvânt pentru stâna lui Claudiu! Păi să vede frumusețea și cea mai bună femeie mea, cea mai bună brânzică, să vină aici la Claudiu. Marfa bună, banul așteaptă! Hai! Ia! Facem lobby pentru el! Ia uzi! Păi mi-a venit aseară în gând, oile să mi le vând, oile să mi le vând, m-am săturat, măi, vele, de ploi și de vremuri grele, de ploi și de vremuri grele. Mi-au venit aseară în gând, oile să mi le vând, oile să mi le vând, măi. M-am săturat, măi, vele, de ploi și de vremuri grele, de ploi și de vremuri grele. Ia! Cum să-mi lase oile? Casa mea, stina a fost casa mea, mă. Uitașe cu joc în spate, le-am purtat și zi și noapte, eu fost vreme bună rea, stina a fost casa mea, stina a fost casa mea, mă.
Uitașe cu jocul în spate, le-am purtașe zece noapte, le-am purtașe zece noapte. Băi, cum să-mi las eu oile, strina și cărările, strina și cărările, mă. Băi, cum să-mi las eu câinii, și turma de mielușei, și turma de mielușei, mă. Oameni, că mă! Ăla-i satelitul. Acolo dormi? Nu. Băiatul. Aici să doarme numai. Ia, hai să arătăm un pic, Claudiu, deci. Aici stă oile, nu, Claudiu? Aici, da, aici stă stânga de oi. Stânga de oi. Și ciobanul? Ciobanul doarme aici. Ciobanul se bagă aici. Are ușă? Ia ridică de acolo. Deschide-o, mă, oleacă. 4 stele, 6 margarete. Și el doarme aici ca să revină ursul, să simtă. Aici, ca să simtă. Să simtă să fie lângă voi. Ia, am atrat câinii, mai avem un câine legat acolo. Ia câinul ăsta și m-am gândit. Nu mă las de ciobănit. Băi, nu mă las de ciobănit. Băi, nu mă las de ciobănit. Ăsta-i raiu. Băi, am tot stat și m-am gândit. Dar nu mă las de ciobănit. Dar nu mă las de ciobănit. Ia uzi! Că lasă-ne loc traiu, pentru mine ăsta-i raiu, pentru mine ăsta-i raiu. Stâna și cărările, stâna și cărările. Băi, cum să-mi las eu câinii mei, și turma de mielușei, și turma de mielușei. Așa, tată, mă, la stâna, mă, la ciobani, mă. Stâna și cărările, stâna și cărările. Cum să-mi las eu câinii mei, și turma de mielușei, și turma de mielușei. Domnul Dan, acum ați venit din America. Da. De curând, de câteva... Cât e de când ați venit? Cam vreo două luni. Așa. Două luni. Da. Cum e, domnule, viața? Stâna? Viața frumoasă în România e viața frumoasă, eu cunosc. Da. Sunt băiat de la țară. Da. Știu ce înseamnă. Nu e prima dată când... America? Adică tot ca noi, orășean, da, cu gâtul rost de străiți. Nu e prima dată când așa. Sunt așa în situația de genul ăsta. Dar cum e în America? Altceva? Există stâne, oi? Ați văzut e acolo? E altceva, dar nu e ce e la noi. Nu e. Asta e clar. Adică armonia și asta nu le găsești acolo. Toată lumea e focusată doar pe muncă. Da? Nu știu ce înseamnă distracție. Nu. Deci acolo nu e ca aici. Comedii și... Nu există. Fiecare își crede de... Așa că vă rugăm să vă abonați la canalul Sergiu ZTB. Da. Toată lumea. Da. Zi tu, Daniel. Ce mai la noi e bine. Dar nu ieri la păouă și mai găsim câte două. Mai găsim. Mai bine date, dar nu se poate. Da. Ia zi-mă, Bacile, cum e ciobanul? E sănătos sau nu? Zârna. Salutăm fanii după YouTube. Toți fraților, distribuiți conținutul nostru. STB-ul Daniel Chițulescu. Forța. Dacă mai vede clipul și câte un... câte o persoană importantă din vreun minister, ea filmează acolo. Ia uite, dom'le, să facă ceva, dom'le, cu lâna, nu e păcă. Cu lâna? N-au cum să... N-au cum să... N-au cum să-i vândă lâna ciobanii? Păi cui să-i o vândă? O îngropați lâna? Deci n-ai cum să o vinzi. Ducem la să facă pe acasă, să facă fațada la case. La case. Da, da, și că să face și la ce să mai facă în România, că s-a distrus industria. Industria a fost distrusă. Deci nu mai industrie. Nu, păi de unde? Că a fost cu scop. De ce să facem? Deci de vreo 4-5 ani. De ce să cumpărăm produse de ale noastre? Că trebuie să le importăm. Să le importăm. Păi normal. Nimic, o încărcăm, o ducem și o îngropăm. Deci n-ai ce să faci. Nu ia nici foc. Nu ia nici foc. Nu ia nici foc. Deci nu, lâna? Păi nici piei. Nu. Deci lâna n-ai cum să o vinzi. În care am... Și cumpărăm de afară. Cumpărăm de afară, că așa e trendul, așa ni s-a impus. E directiva. Așa e directiva. Nu, domnule, dar până la cod a zis că o pune la fațade. La fațade. Da. Salutăm fanii, vă iubim fanilor. Titi Pătrașcu de la Hârtiești. Baciule Titi Pătrașcu de la Hârtiești. Așa. Ciobani în munte. Să îmbolnăvesc cum să îmbolnăvesc oamenii la oraș toată ziua? Nu, domnule, niciodată n-are nimic. Pline spitalele. Nimic, n-are nimica, e sănătoși tun, e beton. Ciobanii, deci nu bolnavi în spitale, până gripă, răceală. Nimic, nu simte că e bolnav, n-are nimic. Nu?
Stă nu. Și în ploaie, stă la munte. Stă în ploaie, stă în zăpadă, stă în frig, stă unde și nu mai n-are nimic. Nu, nu vă mulăviți toată ziua? Niciodată în viața lor. Pastile cu pumnii? Nici o pastile nu ia. Baciule, ciobanii munți, ce mănâncă mă, baciule munți? Mâncăm burze. A, ce mâncați? Mâncăm burze. Așa? Mintiță, așa. Pastramă. Așa. Mâncăm roșii, castraveți. Telemea, tot ce se trebuie, ce să mâncă la stânt. Salam nu, salam. Nu, salam nu mâncă. Nu mâncă salam. Nu, nu, nu. Pui nu de la gostat. Nimic, numai tot ce ne trebuie de ale noastre tradiționale. Da? Da, juncă. Așa? Da. Mâncăm de toate până la urmă. Tot ce ne trebuie nouă acolo. Sănătoși. Sănătoși. Da, pește, păstrăvi. De unde îi prindeți? Din râu? Păstrăvi, pe hai acum, cum să nu? E pe râu, pe acolo, în munți, curge. Vine acolo pe o plasă, să prind doi saci într-o zi. Ia-o-s. Păi, facem prăjiți cu unt. Da? Și mâncăm ca lumea. Deci? Sănătoși. Sănătoși. Da. Gata. Dragii mei, încheiem frumos ziua de astăzi, la stână la Claudiu, în râua, la Hârfiești. Și cu Titi Pătrășu. Topul după lume. Vizionați clipurile STB, pentru că sunt exact ce trebuie la casa sufletului. Daniel Chițulescu vă pupă pe suflet. Am plecat de la stână. Cea mai mare liniște, cea mai mare plăcere, cea mai mare frumusețe, natură. Vă rog să urmăriți toate clipurile mele, pentru că o să pun și de la cântare, și de la plimbare, și de la paranghelii, uite, ca rai. Ăsta este raiul aici, pe pământ. Dacă știi să ți-l faci, aici este raiul. Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă rog să distribuiți conținutul meu de pe YouTube să ajungă la cât mai multă lume. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă dea Dumnezeu sănătate la toți, să fiți sănătoși cu toții.